Bine v-am găsit la știrile serii la Doto TV. Eu sunt Iva Dumârza. Pentru început, haideți să vedem cele mai importante titluri ale zilei pe scurt. A fi mircis este o stare de spirit. Colegiul Mircea cel Bătrân aniversează 125 de ani de existență și de excelență. Mi-a fost dor, foarte mult dor. Vremea perfectă pentru plaje de pe litoral a început deja să aglomereze stațiunile de la malul mării. Bine ați venit la centrul de vaccinare Mahmudia, asta este o țuică din sos de pește. Sute de turiști au lăsat în urmă zgomotul orașului și au plecat să se relaxeze în Delta weekendul trecut. Chiar și numai o zi printre Pelican și Nufer face cât o vacanță întreagă. Colegiul Mircea cel Bătrân aniversează 125 de ani de existență și de excelență. Cu nenumărate premii reușite în premieră, elevii scusiți care au devenit de-a lungul vremii personalități în țară și în străinătate și profesori dedicați, colegiul este și astăzi un simbol al orașului renumit la nivel național. A fi mircis este o stare de spirit. Ți se inspiră pasiune, excelență, ambiție, și multă dorință de a reuși pe viitor, de la, atât de la profesor, cât și de la colegi sau cadrul auxiliar. Am fost parte din generația care a adus acest renume colegiului de a fi recunoscut la concursurile internaționale organizate de NASA și sunt foarte fericit. Pentru mine cel mai mare vis ar fi să joc la una dintre echipele de top din lume, cum ar fi Real Madrid. Educația copiilor a prezentat un interes deosebit după revenirea Dobrogei la țară, astfel că în 1896 s-a înființat în Constanța prima școală românească. Inițial nu a fost liceu, ci gimnaziu de băieți. Avem foarte multe momente și evenimente care ne dau sentimente de împlinire, de satisfacție față de ceea ce s-a realizat în această școală în atâția ani. Apoi mai trăim cu speranța că ne-am făcut și noi datoria, că liceul acesta a purtat mai departe tradiția de performanță. Piatra de temelie a edificiului actual al liceului, acum declarat monument istoric, a fost pusă pe 13 octombrie 1923. Construcția a fost realizată cu fonduri provenind din donațiile locuitorilor orașului Constanța, dar și cu bani proveniți de la primărie și Ministerul Instrucției Publice. 5 ani mai târziu, în octombrie 1928, a fost inaugurat noul sediu al liceului Mircea cel Bătrân. Aceasta este fotografia de la absolvirea liceului, când aveam 19 ani, în 1969. Și aici este fotografia din 2021, când am 71 de ani. Am plecat cu călimara și cu creta din liceu, de când eram elev în clasa a 3-a, a 4-a și așa mai departe. Am fost prima generație cu 12 clase și acum am ajuns, după cum vedeți, o mică parte din rezultatele activității cu elevii care au devenit din ce în ce mai buni. Pentru profesorii care predau în acest loc încărcat cu istorie și emoție, fiecare zi este una deosebită. În 69 am terminat liceul și acum l-am terminat de tot, în sensul că am ieșit la pensie, dar totuși mai am ore, am activitate la sfârșit de săptămână cu cercetarea elevilor. Și nici n-am sentimente, că încă eu mă simt încă elev și profesor în același timp. Este o onoare pentru mine, am fost elev la Mircea din clasa 5-a. Este o mândrie, pentru că avem un liceu de tradiție, un liceu al elitei constanțene și al elitei României până la urmă, care are rezultate și care va produce rezultate și în anii care urmează. Elevii care vin aici, cred eu că sunt ghidați cumva de niște valori și niște principii foarte bine definite de tradiția liceului și cred că și de acum încolo ne vom menține pe această linie cumva ascendentă către rezultate și către performanță. Foștii absolvenți ai Colegiului Național Mircea cel Bătrân spun că instituția de învățământ i-a ajutat să facă performanță. Actualmente sunt cadru didactic la Universitatea Ovidius din Constanța, sunt prorector pe digitalizare și studenți, am avut de câștigat de la toate cadrele didactice. În speță la matematică și la informatică am beneficiat de foarte multe ore de foarte bună calitate. Drumul după absolvirea colegiului m-a purtat până în Statele Unite ale Americii, unde am studiat la Universitatea Columbia din New York. Am absolvit universitatea în primăvara anului 2020 și în prezent lucrez pentru o firmă de consultanță care se numește Dahlberg. A fi mircis
depășește o stare de fapt, depășește ceea ce e scris într-o diplomă pe care o punem într-un dosar. A fi mircist este o stare de spirit. Mirciștii se recunosc între ei. Mirciștii, indiferent de generații, știu ce să vorbească unul cu altul, au subiecte comune. Și cei doi copii ai mei au urmat cursurile colegiului pe care l-au absolvit. La împlinirea a 125 de ani de existență la Colegiul Național a fost dezvelită o placă memorială ce reprezintă un templu creat în jurul bazoreliefului realizat de sculptorul Constanțean Ion Jalea, absolvent al liceului. Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, răspunde acuzațiilor care au fost aduse săptămâna trecută de fostul președinte al CJ, acum deputat, Marius Horia Țuțuianu. Declarațiile domnului deputat Țuțuianu la adresa Consiliului Județean Constanța sunt pur politice și nu se bazează pe niciun fundament, ci doar pe politicianism. Domnul deputat face acum zgomot pentru nimic. De la înălțimea funcției pe care o deține în Parlamentul României, domnul Țuțuianu poate veni oricând cu propuneri și proiecte concrete pentru dezvoltarea județului Constanța. În loc să participe la dialog, domnia sa a ales să plece complet dezinteresat și neimplicat, iar acum își critică de fapt propria neputință. Lipsa de viziune și de rezultate concrete ale mandatului fostului președinte Țuțuianu se răsfrângă acum asupra activității instituției și implicit asupra tuturor locuitorilor județului Constanța, transmite purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Constanța, Marian Cioacă. Vreme perfectă pentru plajă pe litoral. Sunt deja 22 de grade în aer și aproape 15 în apa mării, iar turiștii încep deja să aglomereze stațiunile de la malul mării. Chiar dacă terasele nu sunt încă deschise peste tot, iar pe nisip încă se lucrează, majoritatea celor veniți pe litoral spun că se bucură de soare, de briză și de aerul curat, de care au atât de multă nevoie după mai bine de un an de pandemie. Programul Litoralul pentru toți, datorită căruia o noapte de cazare costă mai puțin decât două pizza, a convins foarte mulți români să-și facă bagajele și să plece spre mare, unde s-au bucurat în acest weekend de soare generos și de o mare liniștită. De vremea perfectă pentru plaje nu s-au bucurat însă doar turiștii, ci și localnicii, care au profitat de zilele libere și de plajele mai puțin aglomerate, pe care au apărut și primele șeslonguri. Mi-a fost dor, foarte mult dor. Mie îmi place această perioadă. Am mai venit și anul trecut, în luna iunie, exact la trecerea spre de pandemie cât de cât. Și tot așa, l-am găsit extrem de liniștit și plăcut. Am încercat mare rece, foarte rece. Nu merge. De departe, cei mai fericiți au fost copiii care au înălțat zmeia, au construit castele de nisip și au testat chiar și apa mării. Soarele nu arde încă atât de puternic ca în toiul verii, iar ei pot petrece mai mult timp la joacă pe nisip. Vreau să fac un castel și am plăcut să fac castel în vară. Ai fost în apă? Da, desigur, de 100 de ori. Și cum e apa? Bine, da, rece de tot. Indiferent dacă au ajuns la mare cu programul Litoralul pentru toți sau pe compropriu, turiștii se bucură nu doar de temperaturile de vară, ci și de prețuri bune la cazare și masă. Sunt foarte mulți turiști care vin direct recepție, ne ajută și vremea. Un grad de ocupare? Undeva la 70%, deoarece nu avem voie să cazăm mai mult. Noi așteptăm cu preparate din fructe de mare, pește, tradiționale, bucătărie tradițională. Meteorologii spun că la fel de călduros va fi și weekendul care urmează, când se anunță cel puțin 21 de grade Celsius și șanse minime de precipitații. Vacanța perfectă începe cu un răsărit de soare și o plimbare pe brațele Dunării. Așa se pare că și-au spus foarte mulți turiști care au lăsat în urmă zgomotul orașului și au plecat să se relaxeze în deltă. Chiar și numai o zi de relaxare printre pelican și nufer face cât o vacanță întreagă. Iar dacă la priveliște mai adaug și un ospăț cu pește proaspăt, poți spune că ai avut parte de răsfățul perfect. Coloniile de pelican și egrete care se ivesc de peste tot, caii sălbatici, nuferii galbeni și lianele care străjuiesc canalele sunt doar parte din minunile care încântă pe turiștii care vin în delta Dunării. Eu sunt ghidul dumneavoastră astăzi și vă voi prezenta pe scurt zona aceasta unde ne aflăm. Se numește Incinta Carasuhar. Este o zonă nouă, practic este făcută de mâna omului, iar timp de 5 ani de zile este rezervație naturală pentru reproducerea păsărilor și a peștilor.
iar mulți vin să descopere secretele deltei ori de câte ori au o zi liberă. Nu e greu să-i deosebești de localnici. Au caiace colorate, binocluri cu care observă tot ce mișcă și sunt deosebit de atenți la toate explicațiile ghizilor care îi însoțesc. Este super! Super! Recomandăm tuturor să încerce caiacul. Este minunat! Anul acesta este prima oară. Începem mai devreme, puțin în mai. Și sperăm să revenim și puțin în iunie-iulie. Iar după atâta frumos, nimic nu merge mai bine ca un ospăț cu pește proaspăt și răchie lipovenească. Bine ați venit la centrul de vaccinare Mahmudia. Asta este o țuică din sos de pește. Pentru doamne și domnișoare avem seringa cea mai mare. Poftiți, vă rog. Mulțumim, bine v-am găsit. Bine ați venit. Mai departe avem acolo 5-6 specii de pește pe care o să le aruncăm aici în acest mare ceaun și vom face un borș de pește autentic. Cu, bineînțeles, cu mușdeiul bătut la tel de lemn, unde îl vom arăta dumneavoastră cum se mănâncă borșul de pește la noi. Colega mea Mariana, să începem să punem puțin oțet pentru a întări puțin legumele. Aici avem un pește prăjit, proaspăt. Secretul peștelui prăjit să fie gustos, trebuie să fie cât mai proaspăt și să-i dăm un praf de sare înainte ca să se întărească un pic și să-și tragă gustul. Faptul că am putut să vizitez Delta într-o singură zi. Am plecat de acasă, din București, de dimineață, am venit aici, ne-am plimbat pe canale, am văzut pelicanii, ne-am întors, mâncăm bun, mai stăm puțin, ne mai plimbăm și apoi diseară sunt din nou acasă. Al doilea motiv ar fi că Delta rămâne încă un loc natural. În primul rând, ideea de vacanță de o zi. N-am mai fost într-o vacanță de o zi de foarte mult timp și mi-era extrem de dor să ies din București. Iar Delta nu mai vizitasem de mai bine de 10 ani, cred. Și eram curioasă să văd dacă s-a schimbat ceva. E o excursie de 3 zile, Murighior, Mahmudia. Mergem și vizităm și acvariul din Tulcea. Mâncăm o ciorbă de pește aici în zona la restaurantul de vis-a-vis. Accesibilă până nu demult doar turiștilor străini, Delta este pregătită astăzi să primească pe oricine își dorește să se relaxeze în natură. Ofertele sunt pentru aproape toate buzunarele, de la resorturi de lux cu piscine și saune până la cabane din lemn amenajate cu dichis de oamenii locului care au fost încurajați să facă turism. Un prim contact pe care turiștii îl pot lua cu Delta Dunării în cadrul acestor programe de o zi cât o vacanță, să arătăm turiștilor români că există această destinație și este una foarte interesantă și una care are foarte multe de oferit. Suntem suficient de aproape de București, la doar 3 ore, 3 ore și jumătate plecare din București se poate ajunge aici, în Mahmudia, locul de unde am plecat și noi în aceste croaziere, către diferitele canale din Delta Dunării. Este una dintre destinațiile extrem de căutate, încă de la începutul acestui sezon. Primele grupuri au venit în Delta Dunării, începând cu jumătatea lunii aprilie. Județul Tulcea și Delta Dunării sunt vizitate anual de aproximativ 170.000 de turiști. România este singura țară care are la dispoziție vaccinuri la liber, a declarat sâmbătă la Constanța ministrul Muncii Raluca Turcan. Aceasta a fost prezentă la inaugurarea unui centru mobil de vaccinare într-un autobuz supraetajat și a vizitat centrul de vaccinare de la pavilionul expozițional, unde a stat de vorbă cu oamenii care au ales să se imunizeze. Raluca Turcan a fost prezentă la inaugurarea unui centru mobil de vaccinare într-un autobuz supraetajat în portul Tomis. Și aici vine lumea, astăzi au venit? Acum, de la 11:30. Da. Bravo, bun ați făcut, se vede că lucrați între voi. Acolo unde nu colaborează instituțiile, nu mergem. Ministrul Muncii a subliniat că România este singura țară care are la dispoziție vaccinuri anticovid la liber pentru întreaga populație și a precizat că vaccinarea este foarte importantă și pentru sezonul estival. Procesul de vaccinare trebuie să continue și să fie din ce în ce mai intens, în primul rând cu persoanele vaccinate cu prima doză. În același timp se apropie sezonul estival și în Constanța, lucrul acesta poate să ajute nu doar județul, ci și întregul litoral să se desfășoare acest sezon estival fără griji, fără probleme și oamenii să simtă că revin la normalitate. Uitați-vă ce progrese s-au făcut. Suntem singura țară care are la dispoziție vaccinuri la liber
Și lucrul acesta se desfășoară așa, fără niciun fel de problemă. De asemenea, suntem ca țară în top european în privința posibilităților de vaccinare în funcție de cei care aleg să se vaccineze. Raluca Turcan a vizitat și centrul de vaccinare de la pavilionul expozițional din Constanța. Ajută mult, dar și eu răspund, ați văzut ce s-a întâmplat în țară. Și ar trebui din mers să suplimentăm energia electrică și am vorbit că noi l-am adus de la 69-10 kW, a trebuit să aducem o nouă butelie, două butelii de oxigen. Ministrul Muncii a declarat că județul Constanța este în topul național în privința ratei de vaccinare, dar și în ceea ce privește colaborarea între instituțiile responsabile pentru procesul vaccinării. Un om a murit și alți doi au ajuns la spital cu răni grave după ce două mașini s-au ciocnit frontal la ieșirea din localitatea Basarabi. Impactul a fost atât de violent încât mașinile sunt de nerecunoscut. Un șofer a sunat la 112 și a cerut ajutor la ISU Dobrogea, iar echipele de intervenție au trimis la locul accidentului 4 ambulanțe și o mașină de descarcerare. Impactul frontal s-a produs după ce o mașină a intrat pe contrasens. Șoferul acesteia, o tânără de 24 de ani, a murit pe loc. În a doua mașină era un cuplu de tineri de 21 și 24 de ani care au ajuns la spitalul județean cu politraumatisme acute. Ofițerii de la rutieră au preluat ancheta și au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Din cauza accidentului, traficul între Basarab și comuna Ciocârlia pe drumul vechi spre mare s-a desfășurat la primele ore ale dimineții cu mare dificultate. A fost găsit pescadorul scufundat în Marea Neagră. Nava a fost detectată sâmbătă la 10 km de grindul Chituc și la 21 de metri adâncime pe fundul mării. Anchetatorii spun că vor cerceta epava și speră să afle ce a condus la producerea tragediei. Din păcate, scafandrii au găsit doar corpul navei, nu și pe cei doi marinari pe care îi caută de o săptămână. După aproape o săptămână de la tragicul eveniment, scafandrii au găsit epava pescadorului Sișar Cunu, nu departe de locul unde acesta fusese văzut ultima dată, însă la 21 de metri adâncime pe fundul mării. Anchetatorii spun că nava s-a scufundat într-o parte și că nu ar avea nicio gaură de apă, cum s-a crezut inițial. Echipa de scafandri a gărzii de coastă a acționat sub coordonarea SCOMAR, localizând și identificând epava pescadorului Sea Shark 1 la o distanță de aproximativ 10 km est de Chituc. Mai departe, procurorii de caz vor să verifice dacă traulul este rupt. Este vorba de plasa de mari dimensiuni în formă de sac pe care pescadorul o folosea la pescuitul de rapană. Este posibil că accidental să se fi rupt după ce aceasta s-ar fi agățat într-o stâncă. Cu marea era foarte agitată, un val mai puternic ar fi putut să smulgă nava și să o răstoarne. Anchetatorilor nu le va fi însă ușor să verifice acest lucru. Vizibilitatea în adâncuri este redusă, iar scafandrii nu au putut intra în interiorul pescadorului. Riscau să fie prinși de plasele pescărești și să nu mai iasă de acolo. În cauză, sub coordonarea procurorului de caz, sunt derulate cercetări cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă și distrugere sau avarierea unei nave, iar în perioada următoare vor fi desfășurate activități pentru identificarea cauzelor care au condus la scufundarea pescadorului și recuperarea corpului neînsuflețite ale membrilor de echipaj. Proprietarul embarcațiunii intenționează să scoată epava la suprafață și să verifice dacă cei doi pescari încă dați dispărut se află în interiorul navei. Există și posibilitatea ca aceștia să fi căzut de pe navă în momentul naufragiului și să fie încă prinși de dedesubtul ei. Cercetările pentru aflarea adevărului vor continua, însă totul depinde de vreme. Pescadorul Sea Shark 1, care culegea rapane din larg, s-a scufundat lunea trecută. La bordul navei se aflau 5 marinari. 3 dintre ei au fost scoși fără suflare de valuri la mal, iar alți 2 sunt în continuare de negăsit.
Un grup de tineri din Constanța revoluționează agricultura dobrogeană. Ei au reușit să creeze un robot de ultimă generație care tratează culturile din câmp. Aparatul îi va ajuta pe agricultori să eficientizeze stropirea recoltelor cu substanțe fitosanitare printr-un sistem inteligent de recunoaștere și tratare a plantelor. Tinerii sunt elevi ai Colegiului Dimitrie Leonida din Constanța. Cu multă muncă și ajutor de la câțiva sponsori au reușit să creeze un robot care poate depista și trata culturile cu probleme din câmp. Robotul reușește să facă diferența dintre plante de cultură și buruieni și să identifice plantele bolnave pe care le stropește ca să le trateze. Robotul este extrem de eficient, mai ales atunci când cultura este mică și poate fi atașat de tractorul clasic. Practic este un sistem agricol inteligent, gândit să fie autonom, care are rolul de a reduce în acest fel poluarea cauzată de utilizarea excesivă a pesticidelor în domeniul agriculturii, după cum îi spune și numele. Avem o cameră video care are rolul de a prelua informațiile, deci practic camera vede plantele. Vede fiecare rând de plante, să zicem, nu știu, vede o cultură de porumb. Însă pe această cultură nu există strict plante care ne interesează, există de asemenea și buruieni. Alăturată camerei video este o matrice de LED-uri care are rolul de a menține o iluminare constantă a plantei respective. Informațiile preluate de camera video sunt transmise unui modul de comandă și unui calculator de proces, care are rolul de a procesa imaginile pe care le preia camera, folosind un sistem de machine learning dezvoltat de noi, o inteligență artificială, să-i spunem pe scurt, care identifică plantele și ia o decizie de a stropi strict plantele dăunătoare. Eu am lucrat la partea de software a acestui robot. A fost super greu, sincer să zic, având în vedere că eu sunt nou în acest proiect. Păi dacă lucrăm foarte mult la acesta, într-o lună, să zic, ar fi cam gata. Eu mă ocup de inteligența artificială. Programez camera pentru a recunoaște plantele, buruienile care urmează să fie stropite. Elevilor de la Cercul de Robotică le-a venit ideea după ce au descoperit că stropirea clasică a culturilor agricole poluează foarte mult solul și aerul și este foarte greu de controlat. În schimb, robotul lor este și mai eficient și mai prietenos cu mediul. În agricultură se execută stropirea plantelor pe avio. Norii produși de aceste substanțe s-au găsit inclusiv în Polul Nord și au venit cu ideea să facem un echipament, să reducem această stropire a plantelor. Din calculele inițiale se reduce substanța din atmosferă cu peste 90%. Acum trebuie să terminăm robotul. Avem o lună la dispoziție din cele două inițiale. Sperăm că toate vor decurge normal. Ideea tinerilor este susținută și de Asociația Producătorilor Agricoli din Dobrogea, care cred că robotul le va ușura munca în agricultură. Agricultorii l-au oferit calculatorul performant de care aveau foarte mare nevoie și vor continua să-i ajute pe tineri să-și perfecționeze invenția. Ei vor ca robotul să fie capabil să-și ia singur substanțele cu care realizează stropirea și tot singur să le și amestece înainte de începerea erbicidării. Sunt extrem de binevenite pentru că, după cum știm, cercetarea în ultima vreme în România a fost dată uitării și nu a mai fost finanțată din bugetul de stat. Prototipul de robot pe care elevii l-au demarat este prietenos cu mediul, permite reducerea impactului pesticidelor asupra mediului înconjurător, dar în același timp eficientizează tratamentele la plantele dăunătoare și la buruieni în proporție de 80%. Robotul agricol va fi prezentat de elevi și la un concurs național, de unde elevii speră să se întoarcă cu medalii. Studenții Universității Maritime din Constanța, dar și studenții mai multor instituții de învățământ din România și din străinătate au participat la o sesiune de comunicări științifice. Pentru prima dată au participat și studenți din Federația Rusă. În mod tradițional, în primăvara fiecărui an, Universitatea Maritimă din Constanța organizează sesiunea de comunicări științifice a studenților. This event, International Student Scientific Workshop, it is an event organized by you and for you.
sunt într-o competiție, pentru că fiecare își prezintă rezultatele activității de cercetare, de studiu și se întâlnesc la oaltă și pot comunica, pot continua activitatea după aceea împreună, organizând alte echipe și participând la alte activități de cercetare științifică organizate în lume. Anul trecut, UMC a organizat o sesiune internațională pentru studenții din țările riverane Mării Negre. 8 universități au participat la eveniment care s-a dovedit a fi un real succes. Anul acesta am zis să extindem puțin formatul manifestării. Am păstrat sesiunea ca fiind o conferință internațională. Evident, ne adresăm în principal universităților de marină și celor din zona Mării Negre, dar am invitat în acest an și studenți de la universități tehnice din România și în felul acesta sunt în jur de 90 de studenți participanți. I refer here to using some non-destructive techniques to identify different defects of the structure inside of the welding. În urma prezentărilor susținute de studenți, în cadrul secțiunii pe care o coordonez, secțiunea de inginerie mecanică, se va face o analiză în baza criteriilor de promovare a anumitor elemente specifice privind cercetarea științifică pe care studenții au elaborat-o. La comunicările științifice au participat în jur de 100 de studenți. Vreme frumoasă cu mult soare și temperaturi plăcute azi pe litoral. La noapte în Constanța cerul va fi variabil și minimele coboară până la 14 grade Celsius. Mâine vremea va fi bună, cu mult soare, vântul va sufla de la slab la moderat și maximele urcă până la 19 grade Celsius. La noapte în Cernavodă cerul va fi senin, vântul va sufla slab și temperaturile se vor situa în jurul valorii de 13 grade. Mâine va fi cald, se vor înregistra 24 de grade și soarele va domina atmosfera. Cer variabil la noapte în Mangalia cu temperaturi de 14 grade în termometre. Mâine locuitorii din Mangalia vor avea parte de o zi cu soare, nori răzleți și 19 grade. FC Viitorul ar putea fuziona cu Farul Constanța, echipa Fanionat Dobrogei. Este anunțul făcut de Viitorul Constanța într-un comunicat de presă pe site-ul oficial al clubului. Clubul lui Gheorghe Hagi este de acord cu contopirea celor două echipe, iar Ciprian Marica, patronul Farul Constanța, este dispus să cedeze clubul după ce autoritățile i-ar fi cerut să facă un pas în spate, dacă nu poate investi masiv în clubul marinarilor. Conducerea FC Viitorul Constanța a primit cu bucurie ideea de formare a unei singure echipe de fotbal care să-i reprezinte pe toți constanțenii. Suntem de acord să existe o singură echipă, o singură iubire pentru toți suporterii dobrogeni. Dorim să devenim cei mai buni, iar pentru realizarea acestui obiectiv este nevoie ca această echipă să fie susținută de toți constanțenii, de conducători, de oficialități și de suporteri, se arată în comunicatul oficial. Știrile serii la Doto TV au ajuns la final. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, ne puteți contacta la adresa redacția@dototv.ro, pe pagina noastră de Facebook la Doto TV sau pe Instagram. Și nu uitați, pentru informații actualizate în fiecare minut, intrați pe site-ul nostru www.dototv.ro. Eu sunt Ivet Mârza, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o seară frumoasă. Ne revedem mâine!